Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, suntem la Cluj, unde CFR, campioana României în exercițiu, o primește pe Gazmetan Media și în această etapă a 11-a din Liga 1, o partidă care la prima vedere pare la îndemâna trupei lui Dan Petrescu, însă de fiecare dată CFR a avut meciuri complicate cu Gazmetan. Se întâlnesc două echipe care și-au schimbat recent antrenorii. CFR nu a convins de la revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică. Vorbim despre două victorii, o remiză și trei înfrângeri. Însă CFR, iată, continuă să conducă detașat ierarhia în Liga 1. Ne pregătim pentru startul acestei partide dintre CFR și Gazmetan Media. Lovitură de începere pentru băieții lui Dan Petrescu. Pentru Deaconu și centrarea acestuia. Arată bine și este gol! Iată ce se întâmplă, minutul 12. CFR este condusă 1-0 de Gazmetan Mediaș. O fază la care Demoura și Ronaldo Deaconu au conlucrat perfect. Apărare depășită a CFR-ului, taxată de această acțiune, la care, exact ce spuneam, Deaconu nu se grăbește să trimită balonul în careul CFR-ului, amână acea centrare, iar brazilianul Yuri vine la finalizare în 6-7 metri, nu-i dă nicio șansă lui Cristi Bălgrădean. Al doilea moment al atacului și De Beliuc se împiedică mai mult. Petrila era în spatele lui Gabriel De Beliuc. Minutul 45. Revedem centrarea lui Bordeanu, reluarea lui Petrila, va fi repunere din 6 metri. CFR arată bine pe această acțiune. Claudiu Petrila, preluare și execuție bună. În sfârșit o fază care vine în prelungirile primei reprize. Claudiu Petrila are timp să preia și să trimită sănătos acolo de la aproape 20 de metri. O minge la care de asta dată Gazmetan Mediaș nu este atentă, nu iese la blocaj nici Junior, dar nu apare nici Alseus. Câte momente pe care formația lui Poenaru le-a... În fața lor sunt Petru Iancu, Ronaldo Deaconu, Nasser Shamed și Vlăduz Morar. Atenție și gol! Iată primul minut al reprizei secunde. Aduce golul egalizator reușit de Petrila. Claudiu Petrila destabilizează apărarea Mediașului și înscrie pentru 1-1. Greșeală mare. Totul pleacă de la această minge trimisă de Cristi Manea. Iese Demoura total azardat și Claudiu Petrila îndeplinește o simplă formalitate. Preluare și reluarea plasată a balonului pe sub Octavian Vâlceanu pentru CFR Cluj Gazmetan Mediaș 1-1. Iar ultima partidă condusă în Liga 1 în acest sezon pentru Andrei Florin din Târgu Mureș a fost succesul Craiovei cu Dinamo 5-0. Atenție, aici este 2-0, gol! Ciprian Deac, minutul 59. Este omul care reușește, iată, să facă diferența. CFR întoarce dezavantajul din minutul 12 și vine cu acest 2-1 pe tabelă. Trupa lui Dan Petrescu reușește un start de repriză secundă excelent. Ciprian Deac apare la 10-11 metri față de poarta lui Octavian Vâlceanu și îl execută pe acesta. Totul pleacă de la acțiunea lui Claudiu Petrila, care pasează decisiv. Un alt meci